Guvernul a impus noi restricții pentru combaterea răspândirii coronavirusului. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat sâmbătă seara noi măsuri ce au fost luate în cadrul stării de urgență decretate în urmă cu 8 zile. Astfel, începând de duminică seară, au intrat în vigoare noi măsuri incluse în Ordonanța Militară numărul 2. Măsurile pe care le-am luat în prima zi, după instituirea stării de urgență, sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Acum se adaugă un alt set de decizii extrem de importante. Tot ceea ce decidem prin ordine sau ordonanțe militare are scopul de a limita riscurile la care se expune populația. Vă prezint pe scurt Ordonanța Militară numărul 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Este o ordonanță militară la care am lucrat împreună cu specialiștii, cu membrii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, adusă la cunoștința factorilor de decizie de la cel mai înalt nivel, o ordonanță militară care va regla tot ceea ce se întâmplă în zilele următoare. De duminică seară s-au închis toate molurile și cabinetele stomatologice. În cazul acestora din urmă, prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. Articolul 1. Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22. Articolul 2. Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Este vorba, așa cum știm în termeni general, despre moluri. Prin centrul comercial se înțelege structura de vânzare cu suprafață medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate. Între orele 6 și 22, românilor li se recomandă să se deplaseze doar dacă merg la serviciu sau au nevoie de cumpărături ori asistență medicală. În rest, pot ieși în apropierea locuinței în grupuri de cel mult 3 persoane doar dacă sunt din aceeași locuință. Pot ieși cu animalele de companie și să facă mișcare în jurul casei. Circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane, persoane care nu locuiesc împreună. Articolul 4. În intervalul orar 6-22, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive. Așadar, pe timp de zi, între ora 6 dimineața și 22, facem recomandări. Urmează un alt articol unde impunem reglementări. Citez. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie. E. Deplasări scurte în apropierea locuinței gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie și domestice. Ordonanța militară restricționează deplasările pe timpul nopții. La articolul 5 intervine restricția sau, în termen pozitiv, permiterea circulației doar în anumite condiții. Citez articolul 5. Aliniatul 1. În intervalul orar
22.6, circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la articolul 4, articolul citit mai devreme cu privire la recomandările pe timp de zi. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverințe eliberate de angajator sau o declarație pe proprie răspundere. Aliniatul 3. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, gospodăriei, locul activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul instituțiilor Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, Corpului Diplomatic, personalul care asigură serviciile de utilitate publică, Guvernul României, Administrația Prezidențială, și măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22. Ministrul Vela a mai anunțat că este interzisă intrarea pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei de stat a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine. Măsuri dure au fost luate și pentru cei care încalcă izolarea la domiciliu, ei urmând să fie plasați în carantină, pe lângă amendă și dosar penal. A trebuit să luăm o decizie cu privire la mulți cetățeni care, din păcate, nu respectă regulile impuse pentru izolare sau carantinare. Am spus din păcate pentru că noi ne așteptam ca să fie mai multă responsabilitate și mai multă implicare față de toți ceilalți concetățeni și față, până la urmă, de cei dragi și de propriile familii. Așadar, persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate direct în carantină sub pază. 2. Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Măsurile prezentate anterior nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală. Măsurile se aplică imediat cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României. Pentru a evita orice riscuri, persoanele de peste 65 de ani care nu au pe nimeni vor primi sprijin din partea autorităților locale, care trebuie să țină o evidență săptămânală a vârstnicilor. O altă măsură luată este cu privire la persoanele care au nevoie de susținere, locuiesc multe și în zona rurală, având în vedere restricțiile de circulație, pot fi puse într-o situație delicată cu privire la aprovizionare sau la asigurarea alimentelor și a mijloacelor de subzistență. Și în concluzie, am semnat și am decis, împreună cu colegii, să luăm următoarea măsură. Articolul 8. Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal de către autoritățile locale la Centrul Județean sau al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, centru care la fiecare județ lucrează alături de comitetele județene pentru situații speciale de urgență.
Aceste centre și comitete locale identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alineatul 1. Măsura se aplică imediat cu publicarea acestei ordonanțe militare în Monitorul Oficial. Slujbele religioase se vor ține fără participarea credincioșilor, iar în caz de nunți, botezuri sau înmormântări, ele pot fi oficiate, dar cu maxim 8 persoane, a precizat ministrul. Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass media sau online. Se pot oficia acte liturgice, religioase, cu caracter privat, botez, cununii, înmormântări, la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora. Sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor acestei ordonanțe militare vor putea fi aplicate de reprezentanții mai multor instituții publice. Mai e un articol 10 cu privire la abilitarea mai multor instituții să aplice amenziile pe toate palierele. Așadar, sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezente ordonanțe militare, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale pentru măsurile prevăzute la articole 1 și 2. Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală pentru măsurile prevăzute la articolul 3, 5, 7, Poliția de Frontieră Română pentru măsura prevăzută la articolul 6 și, în final, nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la articole 1, 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală în conformitate cu prevederile articolului 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 1 per 1999, cu modificările și completările ulterioare. Personalul instituțiilor prevăzute la aliniatele anterioare este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile articolului 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 1 per 1999, cu modificările și completările ulterioare.